După o pauză de 3 ani impusă de pandemie, Comuna Corbii Mari a reluat ziua localității, sărbătoare legată de Sfinții Constantin și Elena. Mii de dâmbovițeni au fost prezenți la concertul organizat de Primăria Comunei Corbii Mari. Pe scenă au urcat să adreseze urări spectatorilor la ceas de sărbătoare, oficialități locale și județene. Și la mulți ani, Corbii Mari, să fiți sănătoși, frumoși, și să ne bucurăm de această zi a noastră a Comunei. Știți că n-am mai făcut zilele Comunei de aproximativ 3 ani, datorită unor probleme prin care ar vrea să nu mai trecem. Astăzi v-am oferit un program foarte frumos, perio, pentru toate gusturile și am venit în fața dumneavoastră să vă prezint și să vă arăt că noi toți din Comuna Corbii Mari suntem susținuți și avem plăcerea să avem alături de noi domnul președinte al Consiliului Județean și președinte PSD Dâmbovița, domnul Corneliu Ștefan! Cum bine ați văzut, avem în lucru o asociere privind asfaltarea în Comuna Corbii Mari, o asociere cu președintele Consiliului Județean, Consiliul Județean, o construcție de pod. Lucrăm de asemenea la rețeaua de apă, facem ultimile verificări ca să putem să-i dăm drumul. Avem canalizarea în licitație publică, 7,6 milioane de euro pentru satele Ungureni, Satul Nou și Grozăvești. Este aproape de final, urmează să începem lucrările anul acesta. De asemenea, avem în licitație publică canalizarea pentru satele Petrești, Bărăceni, Morad în Groapă, Vadu Stanchi. Mai vă spun că poate cel mai important proiect care a intrat în linie dreaptă cu ajutorul domnului președinte al Consiliului Județean este vorba de rețeaua de alimentare cu gaze. Suntem la Ministerul Dezvoltării, se fac ultimile verificări. Eu sper că anul acesta să semnăm contractul de finanțare. Lucrăm la studiile de fezabilitate pentru construirea unei școli noi în satul Petrești, pentru construirea unei școli noi în satul Grozăvești și multe alte proiecte pe care n-aș vrea să mai vi le spun, o să le vedeți cu toții așa cum le-ați văzut și pe acesta. Multe și canalizare, despre asta am vorbit. În primul, ce vreau să mai vă spun? Mulțumesc Consiliului Local, domnului viceprimar al Comunei Corbii Mari, de asemenea și consilierul PSD și PNL, care au înțeles de această dată să fie alături de noi. Primar, în fața dumneavoastră, că atât eu cât și colegii mei pe care îi vedeți în fața dumneavoastră, vom fi alături de toate proiectele pe care le-a gândit domnul primar pentru Comuna Corbii Mari. Avem proiecte importante pentru dumneavoastră, avem un plan investițional mult mai mare decât alte localități din județul Dâmbovița și, în ultimul rând, vreau să vă dau și eu o veste astăzi. Proiectul pe care l-așteptați cu toții și pe care l-a gândit domnul primar pentru dumneavoastră, înființarea rețelei de gaze, este în linie dreaptă. L-am sprijinit atât eu cât și parlamentarii, prefectul și toți colegii mei pe domnul primar pentru a realiza acest proiect important pe care și l-a dorit foarte pentru dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, vreau să vă asigur toate proiectele pe care le avem pentru dumneavoastră. Primar, în fața dumneavoastră, că atât eu cât și colegii mei pe care îi vedeți în fața dumneavoastră, vom fi alături de toate proiectele pe care le-a gândit domnul primar pentru Comuna Corbii Mari. Avem proiecte importante pentru dumneavoastră, avem un plan investițional mult mai mare decât alte localități din județul Dâmbovița și, nu în ultimul rând, vreau să vă dau și eu o veste astăzi. Proiectul pe care l-așteptați cu toții și pe care l-a gândit domnul primar pentru dumneavoastră, înființarea rețelei de gaze, este în linie dreaptă. L-am sprijinit atât eu cât și parlamentarii, prefectul și toți colegii mei pe domnul primar pentru a realiza acest proiect important pe care și l-a dorit foarte pentru dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, vreau să vă asigur toate proiectele pe care le avem pentru dumneavoastră. Promit că nu o să mai vorbesc, știu că vă așteptați acum pe altcineva pe scenă, deja a venit. Vreau să vă urez
un sincer la mulți ani. Haideți să-l invităm alături de noi pe scenă, pentru că face parte dintr-o echipă puternică, echipa PSD Dâmbovița! Ați văzut? Gata, l-am invitat!